Bilele cred că sunt toate, dar s-a spart asta. Hai, Neț. Neața. Azi e zi de vaguri, așa e? 1, 2, 3, cam așa. Mai vin. Mai vin? Mai vin. Seamnă că da. Aici ar trebui să fie o distribuție, nu? Da. Pentru că ai început să sape aici, în față de aia. Dă-te un pic aici. Bă, știi ce faci acolo? Bine, e bun burduf. Atât? Da. Ha. În momentul ăsta, da, mai trage unul. La dimineața. Strit sau repare? O verific. Vedem dacă e stricată sau e reparat. Are un rulment de roată de schimbat, Dragoș? 2? 3? Toți? Cred că-s vreo 5. Cu toate că are 4 roți, are 5. Dar nu de roată, a? Da. Da. Băi, n-am mai făcut de mult timp cutii bucăți. A, da, chiar. Eu nu ne-am făcut aici. Nu s-a mai făcut niciuna de când ești. Ce chestie. Mă, da, asta e... Clar, treaba de ce, de multe ori nu rentează. Oamenii aleg foarte multe să caute dezmembrări pentru că sunt de multe ori la cupești, că am pățit, găsești cutia destul de ieftină dezmembrări. Eu am luat-o la cupeul meu după ce mi-a crăpat cu 800 de lei. Kitul de reparație. 1000, cred. E pe la vreo 1000 de lei, plus manoperă, plus aia, plus cealaltă nu rentează. Da. La asta se pare că rentează, așa că hai să încercăm. De ce o faci și nu schimbă? Pentru că e foarte scumpă în dezmembrări. Adică o găsești undeva pe la 24 de milioane, 25, 23, cam pe acolo. Și nu prea se găsește. Adică unde o găsești, o găsești la banii ăștia. Garanția, ca în orice centru de dezmembrări, 3-6 luni. Și nu prea e rentabil. Da, așa. Ce, 1.6 PSI? 1.6 va aspirat, nu știu ce exact. Nu mai țin minte exact ce cod motor e. BGU. BGU? Da. Cum să ajunge în situația asta să se ducă mai bărânânți? Din păcate nu există... un motiv să dai vina pe cel care o conduce sau ceva. E doar de fabrică venit așa. Toată lumea știe că se duc, în special modelele astea mai vechi. Ăștia se numesc cu acesta cu bine. Au și și. Da, uite, are kit. Au o dată ăștia doi. Ai doi din ăștia. Ăsta e cu acea, după cum arată. Da. Așa, mai e încă unul la fel, aici tot cu acea. Și aici încă unul cu acea.
La ăștia nu știu cum sunt, pentru că s-a artizat să nu intru. Dar cred că-s cu bile, după cum arată. Cu bile, da. Și kitul ăsta cât e, Dragoș? 8-900? Cam așa? Cam pe acolo o să învârte, da. Okay. Versus cutie care e 24, garanție mică, la asta e o garanție a lucrării, care da, e de un an de zile, da. A, asta da. Plus că o să mult. Țină mult da. Numărul menții de acum. Păi nu. Cutia de lucrări nu e nouă, e tot la fel de veche ca asta. Da, și mai sunt unii care le recondiționează și la fel, după ce le recondiționează, bine, îți cere cutia la schimb și tot așa. Acolo, da, merită oarecum, că-ți vine cutia recondiționată, dar la fel, nu cred că știi ce să pune în ea. Da, primul capac, de primul capac. E capacul de la treapta numărul 5. Aha. Invers 6. Și care da. Cum funcționează respectiva treapta? Asta e treapta numărul 5, tot ce se vede aici. Uh-huh. Asta e manșonul sincron. Și asta e treapta când se cuplează. Uh-huh. Și așa e decuplată. Atâta putem să vedem în partea asta. Și aici e o chestie care se învârte. Împinge asta în jos. Da, e legată de căutător care intră aici. Uh-huh. Și în momentul în care selectezi treapta a cincea, asta o să tragă în jos. Ok, și când trage în jos, e cuplată. Restul. Da. Ăsta. Așa. Ăsta e sincronul de care tu ziceai. Sincronul e mai sus. Ăla e inel sincron. Asta e inel sincron și da. Sincronul e deasupra. Și sincronul e deasupra. Și în momentul în care ăsta coboară, uh-huh. le prinde pe amândouă. Uh-huh. Și când e sus, se învârte doar sincronul, vezi? Uh-huh. Uite, vezi? Și ca să le faci să meargă împreună, acum trebuie să meargă împreună ele. Încălzață cu ăsta. Uh-huh. Și ele se duc, ca să zic așa, la unele mașini, pentru că acolo e cea mai mare frecare când schimb trepere, nu? Da. Adică de exemplu, dacă nu e ambreiajul apăsat la maxim și o forțez un pic treapta, uh-huh. fix în aia dă. Pentru că ele, în momentul ăla, trebuie să stea, să fie, să poți să le cuplezi. Dacă ăla se învârte cu viteză foarte mare și să forțezi treapta, manșonul o să lovească în el. Mm-hmm. Și îi rupe dinții sau... Ăsta. Da. Îi rupe dinții sau... Na. Da, păi dacă te uiți, dinții nu sunt drepți. Da, au niște caneluri, ca, fix ca să poată să cupleze ușor. Da, da. Dar la viteză nu are cum să cupleze. Bine, mai sunt niște băieți care mai fac și din astea, poți să bagi în treaptă fără să apreci ambreiază, dar la o anumită turație. Pe telefon. Ia uite aici. Ce e? Pe telefon. Ce trebuie să schimbăm? Nu, stai. Și-l folosești. Vezi? Ăsta s-a spart. Bilele sunt moarte. Bilele cred că sunt toate, dar s-a spart asta. Vezi? Că bilele sunt separate de plastic.
Și nu mai e. Ia uite, vezi? Deci bilele sunt toate. Nu trebuie să fie legate una de alta. Da, corect. Bilele trebuie să fie distanțate între ele. Uh-huh. Doar că nu mai sunt. Vezi? Da, da, da. Și plus că, uite, a lovit în ele. Dacă te uiți la forma lor, uite, vezi? Vezi câte semne se văd pe ele? Ia uite. Vezi? Lovite, 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 lovite. Asta nu s-a spart. Ideea e că imediat cum a început să prindă joc, arbore deja se înclină la un moment dat. De exemplu, când o bagi în treaptă, între întâia sau ceva, și pleci cu ea de pe loc, arbore tind să se încline un pic. E, în momentul în care s-a înclinat, tot mănâncă din el, tot mănâncă din el, tot mănâncă din el, și asta l-a mâncat până la spart. Nu este eu... Da. Ca să păstreze basilică, da, separată. L-a spălat, că s-a spălat cu uleiul, și ușor, ușor a spart toată cămașa aia din interior, care ar trebui să țină bilele separate la distanță. Bine că nu au ajuns pe aici bucăți de plastic. Nu pare să fie nimic în neregulă cu ăsta. Un rulment aici. Bine, ăștia sunt întregi. Problema e doar acolo sus. Da, dar e kit. E kit complet, da, și se face cum trebuie. Ce-ai zis, drăguț, ce mai ajuns? Trepte de viteză. A întâi aici jos. Ai doi eu aici. Da. Ai... trei eu aici. Patru sus. Cinciul pe care l-am arătat devin acolo cu alea două. Și ăsta e manșalierul separat. Care vine aici. Așa. Se cuplează cu ăsta de aici. Uite aici, dacă vrei să vezi. De la aici lucrează. E adevărat că există cutii manuale. Cutii în front pe mașalier? Da. AWX. Mai am oare poate ce nu știu cod de cutie, știu doar că nu folosește un pinion mic care intră între două pinioane, are sincronul separat, pentru că poți să bag din mers la 10 la oră, poți la marșalier fără nicio problemă. Aha. Rachetă. Rachetă. Și acum azi zi tu cine a inventat pinioanele astea care sunt tăiate așa pe diagonală ca să nu facă zvon. Aolo, Citroen? Citroen și emblema de la Citroen cu alea două guri vine de la, de la pinionul ăsta pe care l-a inventat. Bine, fondatorul Citroen a inventat de fapt pinioanele astea. Este așa... tăiate diagonală ca să nu facă zvon. Asta schimbă treptele, de aici pleacă tot.
And can you bring me the new one? It's in a bag there. Scrie ceva la gură. Ai treabă? Mă înțeleg cu el un pic. Cât de cât. Ce ai făcut? Uite, te filmează, uite. Făcea, nu? Când am băgat-o în serios. V-am dat o temă de gândire la clipul cu X6-le. În partea asta aveți comentariul câștigător al lui Cosmin. Cosmin a câștigat o șapcă din partea Motul România și un breloc ediție limitată Paris-Dakar Rally. Cred că o să le dăm o temă de gândire de data asta legată de cutiile manuale. Aș vrea să știu ce probleme ați avut voi până acum cu cutia manuală și sincer sunt super curios să ne ziceți la câți kilometri ați schimbat uleiul. Noi recomandăm la 60.000, dar sunt sigur că mulți dintre voi or să zică: "A, 60.000? Eu am 320.000 și nu l-am schimbat niciodată. Hai că mă duc să-l schimb."